Bine v-am regăsit! Ca și în anii precedenți, curioasa problemă a impozitării clădirilor deținute de persoane fizice cu destinație mixtă a rămas o situație încă neclarificată din 2016 și până în prezent. Niciodată nu e o idee bună să lași loc interpretărilor, cu atât mai puțin atunci când vorbim despre stabilirea unui impozit. Destinația se referă la ce activități se desfășoară în acea casă sau apartament. Tipologia activităților este declarată pe proprie răspundere de către proprietar și luată în considerare ca atare de primărie, așa cum a demonstrat fără echivoc decizia de luna trecută a Curții de Apel Cluj. Nu sunt necesare alte demersuri sau verificări din partea autorităților. Acestea sunt posibile ulterior, însă fac parte din procedurile specifice de verificare a declarațiilor pe proprie răspundere, nu au nicio legătură cu stabilirea impozitului. Chiar dacă la acea adresă este înregistrat și sediul social al unui PFA sau unei firme, atâta timp cât contribuabilul declară pe proprie răspundere că nu desfășoară activități economice la sediul social și nu deduce cheltuielile cu utilitățile, primăria ar trebui să trateze clădirea ca fiind rezidențială. În cazul în care în acea casă rezidențială se desfășoară și activități economice, atunci contribuabilul trebuie să verifice dacă sunt prevăzute și delimitate în contractul de comodat sau închiriere suprafețele rezidențiale de cele nerezidențiale. Dacă nu sunt prevăzute, atunci destinația imobilului va fi declarată rezidențială sau nerezidențială în funcție de entitatea care achită utilitățile. Dacă le achită persoana juridică, fie și doar una dintre ele, este clădire cu destinație nerezidențială. Dacă le achită integral persoana fizică, este clădire cu destinație rezidențială. Dacă suprafețele folosite nerezidențial sunt prevăzute și delimitate în contractul de comodat sau închiriere, atunci proprietarul, persoană fizică, va depune la autoritatea locală un raport de evaluare, care trebuie refăcut și redepus la fiecare 5 ani, în baza căruia primăria va calcula totalul de plată, format din cota de impozitare rezidențială pentru suprafața folosită în scopuri personale și cota de impozitare nerezidențială pentru suprafața folosită pentru activitățile comerciale. Ne oprim aici și pentru astăzi. Săptămâna viitoare revenim cu sumarul pieței imobiliare din 2019. Până atunci ne găsiți pe Facebook sau în aplicația mobilă Adrian Vascu din Google Play și Apple Store. Toate cele bune!